Marți 12 mai la Centrul Operațional Județean al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu a avut loc o conferință de presă organizată de echipa județeană Let's Do It România alături de ISU Vlaș, Capele Române, Sistemul de Gospodărire a Apelor Giurgiu, Garda de Mediu, Agenția Județeană de Protecție a Mediului și Direcția Județeană Silvică RomSilva. O activitate pe care noi o tratăm de fiecare dată cu responsabilitate este vorba despre încheierea unor parteneriate cu instituții cu atribuții în domeniul protecției mediului și aș numi aici ISU Vlașca. Este o instituție importantă nu doar pentru apără și viața și bunurile. Domnul colonel Emil Apostol este alături de noi, doamna Daniela Breazu, comisar șef al Gărzii de Mediu, Mădălina Tudoraiche, șef laborator Apele Române, doamna Mihaela Mecla, director economic la Direcția Silvică RomSilva Giurgiu și Daniela Neagu, reprezentanta APM Giurgiu. Vă mulțumesc și eu că ați dat curs invitației noastre. Așa cum spunea și lăcrămioara, anul acesta proiectul Let's Do It Danube își propune, pe de o parte, educația elevilor și protejarea mediului. România marchează Săptămâna Națională a Voluntariatului. Este un eveniment național anual menit să mobilizeze cât mai multe organizații și voluntari, și voluntari pe care aceștia implică, pentru a sărbători împreună voluntariatul, pentru a atrage sprijinul comunității pentru voluntariat și pentru a recunoaște public activitatea voluntarilor. Întâmplarea face că acum 3 ani, tot pe 12 mai, i-am propus prietenei și colegii mele să ne asociem, să ne unim forțele în ediția din 2012 a acțiunii Let's Do It România. Evenimentul a avut loc cu ocazia Săptămânii Naționale a Voluntariatului. Practic, voluntariatul, sau altfel spus, munca neplătită, înseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. Nu trebuie să uităm însă că lumea în care trăim este cu adevărat minunată. Haideți să o păstrăm frumoasă și pentru că putem să dăm o mână de ajutor pentru a scoate la lumină frumusețea unor locuri, haideți să o facem. Pe 27 iunie să arătăm că ne pasă de Dunăre. Este mesajul transmis de echipa județeană și partenerilor. Mai multe amănunte cu privire la acest eveniment veți putea urmări în ediția specială din această seară, difuzată după jurnalul de știri.